Salut tuturor și bine v-am găsit la un nou tutorial. În acest tutorial vă voi arăta cum să configurați aplicațiile in-game pe care le-am postat eu pe majoritatea serverilor de RoVRP. Am primit foarte multe mesaje în privat, cum că mulți din voi nu știți să le conectați să vă arate pe Discord. Așa că am zis să fac repede un tutorial. Mulți din voi știți că sunt ocupat cu studioul, așa că mi-am rupt puțin din timp să pot să filmez asta acum pe seară cât am puțin timp. Ok, hai să mergem în secția unde l-am eu pus. Sunt pe un server de teste. Da, aceasta este aplicația. Și va trebui să intrăm în fișiere unde o am. Imediat o am în F, în I parcă. Fake server, resurse și o am numită LSPD. Voi nu contează cum aveți numită, dar eu am numit așa. După care va trebui să mergem în server. Sper. Nu mai știu exact. Server sau client. Da, server ar trebui. Da, în server. După care avem aici Discord webhook. Și aici avatarul. Acesta nu vă interesează, doar aici webhook-ul. Va trebui să mergem pe Discord. Aici. Mergem pe Discord-ul meu. Și pe camera de rep, de exemplu. Editează canalul. Vom merge la permisiuni, astea vi le faceți voi, să nu poată scrie nimeni. Și mergem la integrări. Webhook. Creează webhook. Aici vom pune numele aplicații in-game. Da, după care dăm save și dăm copiază URL-ul webhook-ului. Îl copiem, vom merge înapoi în script. Și la linia 6, unde scrie Discord webhook, vom pune acel webhook creat de noi. Dăm un save. După care mergem în CMD. Eu am o eroare de la Cloudin, dar cum e în serverul de teste nu mai contează. Și vom da restart. LSPD, cum l-am eu trecut. Așa. După care vom merge din nou. Punem o aplicație aici, anume. Da, punem ID-1. Copiem Discord-ul, vârsta reală, vârsta RP, bărbat și DD. Ca și exemplu. Și dăm trimite. Și așa ne dă pe Discord. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă mulțumesc frumos pentru tot suportul acordat în ultima vreme. Cu voi a fost Leon, ne revedem data viitoare. Baftă!